Astăzi, băieți și fete, ne aflăm într-un hotel cu 100 de etaje, iar la fiecare etaj vom întâlni mob custom pe care o să trebuiască să-i înfruntăm. Așa că, după cum vedeți, chiar acum mă aflu în fața recepției și hai să vorbim cu doamna recepționistă. Săruna, doamna recepționistă, vreau să mă duceți către liftul hotelului, pentru că trebuie să folosim liftul ca să ajungem pe fiecare etaj. Ok, cred că sunt deja în lift acum. A, uite că aveți și buton de ieșire și ăștia ce sunt, bă, ce fără ăștia de la... cu ăștia putem să facem trade-uri ca să luăm arme să ne batem cu mobii custom. Ok, bun, văd că deja o să mergem la următorul etaj. Ia uitați cum urcăm, băieți și fete, urcăm și hai să vedem ce se află în primul etaj. Wow, bă, că seamănă... Wow, ce m-am speriat efectiv. Bă, ce sunt ăștia? What? Sunt dovleci umblători, dovlecii malefici. Mamă, uite cum dau în ei, se aude ca și cum aș da în fier. Bă, dar eu n-am nicio armă, cum îi omor eu pe ăștia? Ok, hai să încercăm să-i omorâm, băieți și fete. Luați, bă, de aici. Uite, mi-a picat o bucată de lapis. Ok, cu lapisul ăsta cred că o să putem să facem trade-uri pentru arme. Hai să batem dovlecii ăștia urâți. Luați, bă, de aici, bostanilor. Ia uite, bă, și tu, cum au piciorușe. Deci că sunt pe Asian, efectiv. Dă-i, hai, mori. Bun, și cred că am terminat cu primul etaj, băi și fete. Putem să mergem la următorul etaj, dar mai întâi hai să ne luăm și noi niște iteme, să vedem ce putem să ne luăm. Ok, văd că putem să ne luăm o sabie de lemn și cred că și un chest spray de leather. Dar ia, stai așa un pic, poate mai avem ceva pe aici. Oh, nu, am mers deja la următorul etaj. Stai așa un pic să-mi iau sabia. Îmi iau sabia, ok, let's go. Și-mi iau și armura asta, bam. Și hai să le punem pe noi, gata, mă, sunt înarmat. Bun, și am ajuns la un alt etaj. Mamă, ce sunt astea? What? Astea sunt niște cărți? Sunt niște cărți vechi? Bă, ce să mobi ăștia? What? Uitați-vă și voi, sunt niște cărți vechi care vor să mă mănânce. Ce-i, bă, asta? Lol, ce se află acolo înăuntru? Uitați-vă și voi cum arată mobul ăsta. Dar vedeți că la fiecare etaj se schimbă încăperea. Se schimbă liftul. Bun, hai să vedem dacă mai putem să ne luăm ceva. Cred că mai putem să ne luăm de aici. Bun, cred că putem să ne facem full leather. Gata, mă, sunt amodo bazuca complet. Așa un pic. Ok, nenea, du-mă la următorul etaj. Uitați-vă și voi cum se schimbă totul. Vedeți cum merge liftul ăsta? Bun, hai să vedem ce se află acum la etajul 3. Să gândiți-vă că sunt 100 de etaje, băieți și fete. Deci nu știu dacă o să le vedem de pe toate, bă! What? Maimuțe cu banane, maimuțe nebune! What? Ok, să nu spui că... Oh, ok, dau mine maimuțele astea. Hai să le omorâm. Bă, sunt destul de ușor de omorât maimuțicile astea. Dă-te, bă, încolo. Bă, dar ce mob troll! Frate, efectiv suntem la etajul 3 și uitați-vă câte troll sunt ăștia. Mamă, chiar sunt curios ce se află la etajul 100. Dar știți cum o să facem, băieți și fete? În acest videoclip o să mergem la 50 de etaje. Și dacă vreți să mai facem un clip în care mergem până la etajul 100, nu uitați să băgați și voi acolo un like. Neapărat, trebuie să dați like la clipul ăsta. Hai să facem cât mai multe like-uri. Facem și noi 1000 de like-uri, let's go. Hai să vedem ce avem la etajul 4, băieți și fete. Chiar să... Wow, Anubis! Frate, bă, de unde sunt mobii ăștia? Uite-te și tu, avem niște Anubis aici. Ok, hai să-i omorâm și pe ăștia. Bă, dai bine că sunt destul de ușor de omorât, adică nu e chiar atât de greu. Let's go, mi s-a spart sabia, bine că mi-am luat altă sabie. Mori, mori câine împuțit. Ok, let's go, am trecut de nivelul 4. Hai să vedem ce ne mai luăm noi de pe aici. Bă, știi ceva? Nu cred că o să-mi iau nimic nici acum. Hai să trecem la următorul etaj. Ia să vedem ce avem aici la etajul 5. Ce-s astea? What? Ok, chiar nu știu ce sunt chestiile astea. Bă, ce să mai... Eu să le cum râd. Ce sunt astea, frate? Bă, sunt fete sau băieți? Cred că sunt un fel de zâne sau ceva, zâne malefice. Bun, hai să le omorâm. Bă, dar eu am observat un lucru. Eu nu prea mă regenerez, băieți și fete. Cred că pot să mă regenerez doar cu poțiuni. A, și uite, am un enchanting table acum aici. Bun, hai să trecem la nivelul următor, nivelul 7. Să vedem ce ne așteaptă aici. Hai, Sesam, deschide-te. Oh, ce sunt ăștia? Bă, frate, ăsta e Dracula, ești nebun? E antenă care li lieci, e direct Dracula asta, bă, s-a grijă să nu-mi iau damage pentru că nu mă pot regenera după. Mama, mi-am luat o grămadă de damage. Frate, e nașpa pentru că nu pot să mă regenerez decât cu poțiuni și nu știu cât de repede o să fac eu rost de poțiuni. Bun, hai să omorăm pe Dracula. Ia de aici, Dracula. Mori și i-am omorât pe toți. Bun, cred că ar fi cazul să ne regenerăm un pic, băieți și fete. Hai să vedem, ne regenerează poțiunea asta? Ok, let's go, ne regenerează. Hai să trecem la nivelul următor. Bun, nivelul 8, hai să vedem ce ne așteaptă la nivelul 8. Bă, ce sunt ăștia? What, de ce fac ca niște șopolani când eu omor? Fac kits. Ok, nu înțeleg ce sunt ăștia. Mamă, de unde atâția mob custom? Ok, muriți. Mori. Bun, și tu? Bam, și tu? Ok, let's go. Următorul nivel. Ia, ce avem la etajul 9? Bă, ăștia sunt centauri. What?
Ba nu centaur, nu știu cum le zice la ăștia. Ba da, cred că centaur e. Da, 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 că are corp, are corp de cal. Uite-te și tu. Ok, hai să-i omorâm. Bă, da, sunt destul de ușor de omorât pentru că de furioși arată. Uriți, băi. Luați de aici sabie de lemn în cap. Mor și tu, let's go. Ok, hai să mai iau o sabie de lemn și am ajuns la nivelul 10. Băi, și fete, what, ce sunt ăștia? What, ăștia sunt niște clovi, de acum am observat. Sunt niște clovi urâți. Ok, luați de aici. Mamă, dar urât mai fac ăștia, frate. Pe cât de urât sunt, pe atât de urât fac. Nu mai țipați, bă. Bam, 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 bam. Hai că le dau un cap, îi sparg. Bam, mor și tu, let's go. Ok, cred că acum o să putem să luăm iteme de gold. Hai să luăm emeraldul ăsta. Ba nu, nu putem să luăm iteme de gold. Decât dacă ne mai luăm o sabie din asta și gata. Acum putem să luăm și itemele de gold. Ok, o să-mi iau 5 spray de gold. Mă fac full valoare, fiți atenți, băi și fete. Bam. Și bam, full valoare și putem să ne și enchantăm. Mamă, dar n-am ce enchanturi să pun efectiv. Ok, o să mai păstrez un pic astea de leather. Hai să mergem la următorul etaj. Ia, cine așteaptă aici la etajul 11? Wow, ce sunt ăștia? Mamă, ăștia sunt biscuiței? Efectiv, sunt oameni de turtă dulce. Dar de ce salbaștri? Bun, hai că omor repede și pe ăștia. Băi, e bine că sunt destul de ușor de omorât. Dar pe măsură ce avansăm în nivel, băi și fete, în etaje, o să fie din ce în ce mai greu. Ăștia fac că eu omor din două hituri. Bam, papa slabilor. Următorul etaj, tataie. Bun, am ajuns la etajul 12. What? Ce Siren Golem ăștia? De fapt, sunt Nether Golem. Ok, hai să-i omorâm. Bam, bine că eu mor destul de ușor. Bă, din două hituri sunt caput. Bam, muriți. Ok, ok, mi s-a spart sabia. Mori, 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 mori. Mori și mori. Ok, nu o să mai avansez echipamentul până când nu dăm de un mob care să poată să mă bată. Sau măcar să fie mai puternic. Bun, let's go, tataie. Următorul etaj, etajul 13. Bun, cine așteaptă la etajul 13? Alți golem, golem de lemn de data asta. Ok, hai să omorâm, bă, ăștia par să fie un pic mai puternici. Sau, cred că mă înșel. Bun, hai să-i batem și pe ăștia. Nu, mi s-a spart sabia, dar mai am sabia asta de gold. Dă-i pe ei, m-a lovit. Mori, mori, mori și tu. Hai mă, muriți odată, bam și bam. Let's go. Mamă, chiar sunt curios ce se află la ultimul etaj, frate. Cred că o să fie nebunie. Poate e chiar Ender Dragon-ul. Hai să mergem în continuare. Și am ajuns la etajul 14. Bă, ce asta? What, asta e moarte, ești nebun? Efectiv, nu, 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 nu. Mamă, mamă, mi-a luat o grămadă de viață. Ok, hai să omorâm pe moartea. Mamă, omor moarte, ești nebun? Ok, ok, ok. Bun, dă-i pe ele. Mamă, astea par să fie mai periculoase, sincer să fiu. Și nu mi s-a spart sabia, nu mai am sabie. Cu metre, ok, cred că pot să le bat cu pumnul. Sper că pot să le bat cu pumnul. Nu, 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 nu e bună, nu e bună. Am nevoie de sabie, am nevoie de sabie. Cu metre, dăm repede o sabie. Bun, hai că o iau pe asta. Nu, mi-am luat sabii de lemn, frate. Mi-am luat sabii de lemn de toți banii. What? Cred că am ieșit din greșeală. Bă, du-mă înapoi. Sper că nu mă ia de la capăt. Bă, nu pot să cred, m-a luat de la capăt. Ok, o să fac eu toate nivelele din nou. Ia să vedem ce se află la etajul 15. What? Ce sunt urși ăștia? Bă, sunt niște ursuleți de pluș care efectiv sunt rupți în bucăți. Ok, hai să omorâm. Uite-te și tu că ai ieșit plușul din ei. Lol, cât de scârboși sunt. Frate, sunt urâți rău ursuleții ăștia. Ok, ce copil v-a avut în grijă? Nu prea v-a avut grijă de voi. Ok, am ajuns la etajul 16. Alte păpuși. What? Ce-i asta, mă, păpușa Chucky? Uite-te știu cum face păpușa asta. Ok, hai să le omorâm. Luați de aici. Mamă, cum le fac capetele, vedeți? Nu se răsucește capul. Ok, hai să le omorâm. Bam, luați de aici păpuși horror, ce sunteți? Mori, mori, mori. Și mori, bun, let's go, papa, păpușa Chucky. Ok, și cred că acum putem să ne luăm sabie de piatră, let's go. Și acum hai să vedem cine așteaptă la etajul 17. Ok, bă, dar n-am mai dat de tipul ăsta odată. Cred că și-a schimbat costumația și atâta. Asta era Dracula de mai devreme. Bam, hai că omorăm repede și pe ăștia. Muriți, 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 muriți. Ok, eu mor destul de lejer pe ăștia. Bam și let's go, următorul etaj. Ia, ce avem la etajul 18? What? Ce-i mă ăsta, regele? Regele, what? Are emerald? Are coroană cu emerald? Bă, ăsta e regele villagerilor, ești de bun? Uite ce haur au pe ei. Ok, hai să omorâm, hai să omorâm. Bă, ăștia sunt destul de periculoși, mi-au dat ceva damage. Bam, mori, mori. Mori, dă-te încolo, let's go. Hai să ne dăm și noi o poțiune de asta de regeneration. Bun, nivelul 19. What? Ce să ăștia, mă, grădinari? Sunt așa roșcovați, ce să ăștia, mă, irlandezi? Efectiv, uitați-vă la ei. Hai să-i omorâm.
Bam, hai să le dăm cu sabia de lemn, pentru că din sabia de piatră nu mai am mult. Le dăm cu sabia de lemn și mori. Și am ajuns la etajul 20. Ok, s-a spawnat un enchanting table. Bă, alți din ăștia, mamă, dar ăștia sunt înarmați până peste cap, sunt gladiatori. Mamă, cât de mici mi-a dat. Ok, trebuie să bag niște regeneration de ăsta, pentru că nu pot să mă regenerez cu mâncarea și atât, băi și fete. Hai să-i omorâm. Bam, muriți, băi. Mori, 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 mori. Și n-ai murit? Let's go! Ok, o să mai iau o sabie de lemn, pentru că mi se sparg săbiile, băi și fete. Și nici n-am avut cu ce să enchantez, adică n-avea rost să-mi enchantez sabia asta de stone. Ok, ia să vedem ce avem aici. What? Uite câte diamante! Ce nivel e ăsta? Nivelul 21, cred. Mamă, iar dă ăștia, bă! Mamă, nu mă urâți din ăștia, ăștia sunt și mai înarmați. Dă-i pe ei! Hai, că-i distrug, îi distrug, efectiv, îi distrug. Muriți? Mori și tu? Bam, bam, bam. Și, let's go, 360, bam. Wow, cum l-au omorât pe ăla. Hai, următorul nivel cu metre. Și ce iese de acolo? What? Ce-s ăștia, mă? Sunt scăpați de la nebuni ăștia. Frate, uite-te la ei. Ce-s alea cuțite? Mamă, am ajuns la spitalul nou. Pe bune dacă nu. Muriți, bă. Bam, bam. Cât de mici mi-a dat. Trebuie să am mare grijă. Ok, treaba începe să devină serioasă deja. De la etajul 23 sau cât suntem. Bam, hai să-l omorâm. Mori, mori și ori. Acum ai murit. Bun, acum suntem la nivelul 23, băie și fete. Și cât timp mă bat eu cu urâții ăștia, vreau să-mi spuneți în comentarii dacă ați vrea să facem serii și cu alte jocuri, băie și fete. Ați vrea să vedeți, spre exemplu, nu știu, un joc gen Squadbuster sau Roblox, ceva, nu știu. Dacă vreți să ne jucăm și altceva pe canal, pentru că nu prea mai sunt atât de multe chestii de făcut pe Minecraft. Adică e foarte greu să găsesc chestii de făcut pe Minecraft. Așa că vreau să-mi ziceți la comentarii. Iar acum hai să mergem la etajul 24. Oh, da. Și dacă ați ajuns până acum, scrieți 24 în comentarii și dați un like neapărat. Bun, wow, ce-s ăștia, bă? What, uite-te la tipii ăștia. Ăștia zboară? Frate, uite-te la ei că zboară. Ce, bă, cu ăștia? Dar cum zboară ăsta? Cine-i, mă, ăsta Robin Hood? Ok, sunt destul de ușor de omorât. Mamă, nici măcar nu m-au atins, efectiv. Sunt slăbar rău de tot. Bun, bun, hai să-i omorâm. Bam, și... ai murit, let's go. Și acum am ajuns la etajul 25. Ok, bă, sunt aceiași tipi. What? Sunt exact la fel. Ok, nu cred că au mai avut idei pentru următoarele etaje. E bine că sunt destul de ușor de omorât tipii ăștia. Și văd că mi-a dat și enchanting table pe etajul ăsta. Deci am putea să ne enchantăm sabia. Bam, bam, și a murit ăsta. Și hai să vedem acum dacă putem să ne enchantăm sabia asta. Smite, frate, fire asp... Sharpness 3. Bă, dar trebuie un unbreaking, pe bune dacă nu. Și suntem la etajul 26. Bă, iară tipii ăștia, bă. Mamă, deci dau numai de tipii ăștia, efectiv, pe toate etajele. Ok, hai să omorâm repede și pe ăștia. Etajul 27, ia să vedem. Mamă, iară dăștea, bă. What? Doar că acum sunt vopsiți în verde, vedeți? Are părul, au părul verde acum. Mamă, până și mustața și barba o au verde. Ok, hai să-i omorâm repede. Ia să vedem ce avem acum la etajul 28. Ok, nu mai sunt urâți din ăștia, dar ce-s astea? Astea sunt fete? What? Astea par a fi fete. Da, bă, dar sunt fete, sunt amazoance, cred că. Hai să omorâm amazoancele. Mi-a dat bucata amazoanca. Bă, dar n-au nicio șansă ăștia. Efectiv sunt foarte slabi la primele nivele. Sper că la nivelul 100 să fie ceva super puternic. Ok, let's go. Hai să mergem la următorul nivel. Și ce avem noi aici? Iar amazoance de-astea. Ok, eu nu mai înțeleg. De ce sunt aceiași mob, efectiv, doar că în culori diferite? Da, le omor și pe astea floare la ureche. Easy peasy lemon squeezy. Hai să vedem că acum ajungem la etajul 30. Trebuie să fie ceva mișto. Și ce avem noi aici? What? Cine e ăsta? Bă, ăsta-i Frankenstein? Ok, ăsta-i Frankenstein. Lol, dă-te încolo, dar de ce e așa mic? Uite cât de mic e pe lângă mine. E mini Frankenstein ăsta. Ok, hai să-i omorâm pe mini Frankenstein. Ouleu, stai că m-au prins la colț. Nu, mamă, cât de mici mi-au dat. Frate, mi-a dat o grămadă de damage. Ok, trebuie să folosim poțiunea de regenerare. Mor, bă, dă-te încolo de Frankenstein, nebun. Bă, dar asta nu seamănă și cu unul din Ben 10. În fine, nu mai contează, hai să-i omorâm. Vă că ăștia s-au blocat aici. Ce faceți, bă, vreți să mergeți cu mine la următorul etaj? Uite, nici nu mă mai atacă. Doamne, cât de urât e. Bam! Ok, cred că ar fi cazul să-mi iau și o armură mai bună, sincer să fiu. Ok, așa că hai să ne luăm astea. Bam, scoatem țoalele frumos. Avem țoale de chain acum. Ia, ce ne așteaptă la etajul 31? Sesam, deschide-te. Wow, ce sunt ăștia?
What? Ăștia sunt roboți cu mai multe brațe. Roboți cu patru brațe. Ăștia chiar că seamănă la Ben 10. Bine, bine, nu chiar. Mamă, cât damage mi-au dat. Bă, frate, nu, o să mor. O să mor, o să mor, o să mor. Ajutor, o să mor. Ok, ok, nu, 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 nu. Alergăm pe etajul ăsta. Alergând în lift. Ok, trebuie să alerg în liftul ăsta. Trebuie să alerg. Nu e de glumă cu metri. Mai dăm o poțiune de asta de regeneration, că și așa avem o grămadă. Știam eu că trebuie să fac armură mai bună. Bam, hai că eu omorăm acum. Bam. Ok, bun, bun, bun. Trebuie să am grijă să nu mă atingă, pentru că îmi dau o grămadă de damage ăștia cu patru brațe ale lor. Oh my god. Bă, frate, sunt puternici rău ăștia. Ok, cred că acum începe să devină treaba mai serioasă. Hai să băgăm niște poțiuni de regeneration. Barem de m-aș regenera și eu un pic mai repede. Come on, mori. Încă doi, bam și mori. Hai mă, n-ai murit, bun. Bă, sper să pot să reușesc, că aia chiar au fost periculoși. Și am ajuns la, wow, ce căpcăunele ăsta albastru, Aladdin. Frate, ăsta e Aladdin, ești de bun? Ok, ok, hai să-i omorâm, hai să-i omorâm. Mamă, dar au început să mă bată ăștia. Ulu, cu metri, băi, cu metri când mi-au dat. Ok, chiar trebuie să fug acum. Bă, de ce să ăștia din cei ce mai puternici? Ești de bun la cap? Dau o grămadă de damage. Pare de-aș avea și eu o armă mai bună. Bă, nu mă așteptam să fie așa de puternici ăștia acum. Bam, buriți, buriți. Mori, mori. Mori, mori și n-ai murit. Bun, let's go. Bun, dau o grămadă de damage, dar își și iau o grămadă de damage. Și ia să vedem ce e aici. Bă, ce sunt ăștia, ăștia pușcăriași cu bâte. What, dar n-au picioare. Mamă, cât damage mi-au dat. Ok, nu vreau să mor. Te rog, regeneration. Frate, dau ăștia din ce mai mult damage. Ok, sunt mult mai periculoși acum, frate, mobii ăștia. Da, sper să nu mă prindă. Nu mă prinde la înghesuială. Ok, dacă alerg încerc așa, nu pot să mă prindă fraierii. Mamă, dar eu o să rămân fără poțiuni de regenerare. Mori, mori. Mamă, muriți. Ok, hai să-i omorâm, hai să-i omorâm. Ideea e că îmi dau o grămadă de damage, băieți și fete. Dar și eu îi bat destul de ușor. Dacă nu m-ar nimeri, ar fi perfect. Bam, hai mă, muriți, mori, mori. Și ultimul, let's go. Ok, tocmai am trecut de nivelul 33. Bun, sper să fie o cameră cu enchant ceva următoarea. Mamă, trebuie să mă regenerez, stai așa un pic. Ok, am ajuns la nivelul 34. Hai să vedem ce se află aici. Oh, mamă, ce sunt ăștia? Bă, ce sunt ăștia, frate? Sunt un fel de viespi. Habar n-am ce sunt ăștia. Ok, mob din ce în ce mai ciudați și mai puternici. Bam, bam, mamă, mamă, mi-a prins ăla un cuțit, dar nu mai știu de mine. Mamă, dar ce sunt chestiile astea, băieți și fete? Voi vedeți ce ciudățenii? Din ce în ce mai multe ciudățenii. Oh my god, cred că am ajuns în liftul din Ohio. Pă bune dacă nu e liftul din Ohio ăsta. Mori și let's go. Bun, hai să ne regenerăm. Bun, mergem la următorul etaj. Hai să vedem, bă, sper să nu mai fie așa greu. Bun, etajul 35. Oh, mi-a dat enchanting table. Bun, și ce sunt ăștia? What? Ce-s cavalerii ăștia? Oh my god, și ăștia sunt super urâți. Bun, 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 dar ăștia parcă sunt mai ușor de bătut. Muriți, bă, muriți. Le dau cu sabia de lemn pentru că nu aș mai vrea să dau o grămadă de bani pe o sabie de stone. Bam, bam, bam. Mori, mori, dă-te încolo. N-ai murit, bă, bam. Ai murit. Ai murit? Bun, piu. Bun, cred că ar fi cazul să ne enchantăm și noi un pic, băieți și fete. Bă, dar nu găsesc nimic, nu-mi dă nimic ce vreau. Asta îmi dă protection 3. Dacă dau cu 30 de levele, hai mă să dăm 30 de levele aici. Protection 3, am breaking 3. Și e bine că am avut lapis pentru că nu mi-a luat așa mult XP. Bun, dar uite, dacă aș avea sabie, mi-ar da sharpness 3. Bă, ia, hai să mai luăm o sabie de stone și să o enchantăm. Știi ceva? Aia e, let's go. Am luat sabia de stone și hai să o enchantăm cu 30 de nivele. Oh my god, ce mi-a dat pe ea. Bă, ești nebun? Ok, o să avem și knockback și fire aspect, mamă, o să pot să le dau și foc. Let's go, gata, nu s-au pregătit ăștia pentru ce urmează. Mamă, și bine că avem și am breaking. Let's go, bun, etajul 36 nu e pregătit pentru ce am în mână. Ok, hai să-i batem. Ok, ce să știam, uite cum le dau foc. Bă, ce sunt urtanile astea? Bă, ăștia urechi cu mâini. Ok, dar nu contează pentru că o să-i batem super lejer cu noua noastră sabie. Mori, dă-te încolo. Hai mă, n-ai luat foc. Mori, mori. Bă, e bună rău sabia asta. Let's go. Și e bine că nu se consumă repede. Bam. Și ai murit. Și am ajuns la etajul 37. What, cât de horror pare chestia asta. Ce bă asta? Fantomă cu 3 capete. Bun, hai să ne omorâm. Mamă, dar e super OP cu sabia asta. Efectiv, nu au nicio șansă mobii ăștia. Bă, dar ce mobi îngrozitori. Efectiv, ăsta e liftul Halloween, frate. E lift de Halloween. Până și tematica liftului e de Halloween. Uite-te și tu cu pumpkinul ăsta pe aici. Ok, nenea. Ia, ce avem aici, mă, nenică? Wow, bă, ce paroase au ăștia. Mamă, ce sunt astea, fantome de gheață? Bă, ce paroase au, bă, ești nebun. Dacă îmi dă o daia în cap, cred că m-a pârlit. Ok, hai să-i omorâm. Bă, cu sabia asta, efectiv, îi omor super lejer.
dă-i, dă-i la barosani, barosanii cu baroase. Mamă, nici nu mă ating ăștia, efectiv. Și n-ai murit, let's go. Bun, următorul etaj, mamă. Deci acum nici nu mai fac griji pentru iteme. Și suntem la etajul 39. Hai să vedem ce se află acum la etajul 39. Și let's go. Wow, ce ăștia, bă? Frate, efectiv mob din ce ce mai ciudați. Au niște sticle în spate sau ce e aia cu coașă? Habar n-am. Habar n-am, dar hai să-i omorâm. Ok, bam și... ai murit, let's go. Bun, facem speedrun la etajele astea. 10, fiți antenă, dă, nu facem speedrun, că-i batem super lejereanis. Ia, ce avem acum, gorile? Păi, ești nebun, avem gorile. Mori, muriți, dați-vă încolo de gorile. Bă, vezi că sunt destul de puternice gorilele astea. Mă, m-au prins la ghesuială. What? Nu pot să cred așa ceva. Bă, am apăsat din greșeală pe butonul exit. La nivelul 40. Și sper că, tătico, sper că mă duci înapoi la etajul 40, bă, dar mi-a luat și itemele. Oh, no, să nu-mi spui. Bă, ce? M-a dus înapoi la etajul 1? Nu se poate așa ceva. Păi eu am făcut 40 de etaje degeaba. Oh my god, bă, frate, nu-mi vine să cred așa ceva. Ok, băie și fete. Păi cred că aici o să încheie clipul. Din păcate am putut să fac doar 40 de etaje pentru că din greșeală am apăsat pe butonul ăsta de exit. Nu pot să cred așa ceva. Bă, ce porcărie. Doamne, efectiv asta e o porcărie. E o porcărie. În cazul ăsta, dacă vrei să mai facem un clip, băieți și fete, în care continuăm de la etajul 40, bineînțeles să fac eu off-camera până la etajul 40. Deci bun, dacă mai vreți un clip de genul, nu uitați să bubuiți și voi butonul ăla de like, ca să vedem ce ciudățenii de mob se află la următoarele etaje. Ok, deci nu uitați de like, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o, iar noi o să ne vedem data viitoare. Salut!